Fraților, deși clipul ăsta e despre istoria școlii românești, nu asta m-a interesat pe mine inițial. Am pornit la drum cu două întrebări: De ce există școala, ce rost are să fie creată de stat și de ce merge lumea la școală? Ce rost are să te înscrii și să stai atâția ani în sistemul de educație? Țineți cont de întrebările astea, pentru că majoritatea informațiilor pe care urmează să vi le prezint există pentru a răspunde întrebărilor menționate. Astăzi vorbim despre o perioadă incredibilă a țării noastre. Toate vor fi explicate pe larg, dar pentru început imaginați-vă așa. În 1820, adică în urmă cu 200 de ani, România nu exista, și cele trei teritorii care compun țara noastră de astăzi se aflau la intersecția a trei imperii. Timp de sute de ani, pământul nostru a fost un fel de zonă tampon, disputată de mai mulți. Deși erau majoritari, românii rare ori aveau ocazia să conducă independent și cultura românească era sublimă, dar lipsea cu desăvârșire. În proporții imense, românii erau analfabeți, cu excepția câtorva școli pe aici pe acolo, cu puțini studenți și predare în greaca veche, nu aveai unde să capeți o educație serioasă. Pe la începutul secolului XIX, o elită românească cu studii în străinătate se întoarce acasă cu ideea de a crea o țară. Știm că la un moment dat, prin 1858, ai noștri s-au dus la Paris să negocieze sprijinul marilor puteri și să ceară unirea. Ca să facă asta, românii trebuiau să convingă alte nații că, într-adevăr, poate exista o țară numită România. Și fără să fie nevoie de sprijinul altora, cu câțiva băieți școliți în străinătate și câteva milioane de analfabeți, nu prea poți avea pretenții de țară modernă. Îți trebuie notari, avocați, sisteme sofisticate de guvernare, un sistem clar de educație care să producă tot felul de specialiști și mai ales un spirit național, o cultură locală, ceva care să convingă oamenii că merită să rămână împreună. Adică, fără școală, nu pupi țară. Era mare nevoie de școală, și școala românească, și de pretutindeni, se află strâns legată de ideea de țară și capacitatea ei de guvernare. Ca să ai o școală românească, ar trebui să ai și o limbă. Evident, exista limba română, dar era o limbă vorbită, rare ori scrisă. Nimeni nu se obosise să o studieze. În Moldova, țara românească și Transilvania, în total, până în 1765, se tipăriseră doar 250 de cărți în română. Majoritatea cărți bisericești. Nu era o situație nemai întâlnită. Gândiți-vă așa, pentru multe sute de ani, școlile europene au predat fie în latină, fie în greaca veche, adică nu în limbile lor. De ce? Pentru că în latină și greacă există o gramatică bine stabilită. Reguli ortografice, ortoepice și de punctuație, dicționare și mai ales multe cărți importante publicate în limbile respective. În Anglia, pe vremea lui Shakespeare, abia apăruse prima lucrare mai serioasă de gramatică a limbii engleze. Alegeți un clip la nimereală despre Shakespeare și o să aflați următoarea chestie. Tipul ăsta s-a semnat de mai multe ori, de fiecare dată scriindu-și diferit numele. De ce făcea asta? Pentru că nu știa cum să-și scrie corect numele. De fapt, nu exista un mod corect de a scrie numele. Engleza nu își intrase încă în rolul de limbă cultă, și Shakespeare nu avusese o doamnă învățătoare care să-l învețe cum să scrie corect, cum să despartă în silabe și tot așa. Ca să existe asta, ai nevoie de gramatică, ai nevoie de lingviști și de școală cu predare în limba engleză. Așa că englezii s-au pus pe treabă. Era mult de muncă. Exact aceleași probleme existau și la noi, doar că 200 de ani mai târziu. Cum să creezi școala românească dacă nu știi nici măcar cum să predai limba română, dacă nu ai cărți românești, manuale sau profesori pregătiți? Mai mult, cum să existe școala românească fără națiunea românească? În secolul XVIII, la noi, nici măcar nu exista cuvântul națiune. Lumea spunea fie norod, fie neam norod când era vorba de amărți, gen vai de mine, s-a răsculat norodul și neam când era vorba de privilegiați, gen omul ăsta se trage din neam domnesc, nici norod, nici neam, nu țin loc de națiune, un cuvânt cu semnificații mult mai adânci. În punctul ăsta începe povestea noastră, cu o misiune aproape imposibilă. Elitele românești s-au întors cu ideea de a crea o țară, dar înainte să facă asta, trebuie să convingă lumea că merită să lupte pentru idealul românesc. Ca să facă asta, trebuie să definească idealul românesc și să convingă multă lume. Piedicile care se aflau în fața noastră acum 200 de ani erau imense. Strămoșii noștri doreau să creeze o țară, o școală, o limbă bine definită, o cultură națională, o literatură și o conștiință națională. Și asta nu în sute de ani. Dacă venea vorba de unire și recunoaștere internațională, aveam nevoie de ele urgent. Eforturile generațiilor de atunci sunt incredibile, și chiar și într-un clip lung ca acesta, abia dacă o să pomenesc fiecare realizare în parte. Fără niciun fel de exagerare, elita românească de acum 200 de ani a înfăptuit efectiv. Un miracol. În câteva decenii au creat presa, au școlit cât de mulți oameni au putut, au creat o literatură națională, o cultură națională, au format profesori, au stabilit o metodologie de predare, au dezbătut diverse modele de școală și au ales câteva, au creat universități și au pus bazele a tot ce știm noi astăzi. Gramatica învățată de noi e cea stabilit atunci și rafinată între timp. Jumătate din literatura predată în școli e scrisă pe vremea aia. Însă și ideea de țară pe nume România a apărut atunci. Ideile generației de atunci erau de fapt un fel de vârf de lance al discuțiilor progresive din Europa, pe care românii le-au luat și le-au implementat direct, fără prea multe discuții. Pur și simplu așa facem, cu hotărâre. Hai să vedem cum a apărut școala românească. În primul rând, întrebarea e: De ce mergem la școală? Răspunsul clasic e următorul. Școala ne trece printr-un lung proces de educație organizat în etape de câte patru ani. În funcție de etapa în care am ajuns, la final, pe lângă toate cunoștințele dobândite, primim și o diplomă, un certificat care să arate lumii ce știm și de ce suntem în stare. Cu cât e diploma mai bună, cu atât e viitorul mai promițător. Răspunsul ăsta e corect. Doar parțial. Și mai corect ar fi să spunem că mergem la școală nu pentru că educația și diploma sunt valoroase, pur și simplu, ci pentru că fiecare dintre noi crede că educația și diploma sunt valoroase. Adică, noi credem că dacă ești deștept sau perseverent, dacă ai un talent sau dai tare din coate, la final o să ajungi la niște rezultate. O să meriți ceva și societatea o să-ți dea exact ceea ce meriți. Ideea asta se numește meritocrație și nu a existat dintotdeauna. Faptul că poți, prin propriile tale puteri, să ajungi undeva e o idee esențială pentru modul în care apar și se dezvoltă școlile. Dacă nu crezi că poți reuși prin talent și efort, ce rost are să mai mergi la școală? De ce să înveți dacă nu te ajută la nimic? Pe scurt, înainte să avem școli moderne, lumea trebuia mai întâi să creadă în meritocrație, să creadă că o educație bună te poate ridica. Pe vremuri nimeni nu credea așa ceva și destinul omului era clar încă de la naștere. Nu conta talentul, nu conta educația, cariera era ereditară. Fiul regelui devenea rege, fiul zidarului zidar, fiul pictorului pictor și așa mai departe. Existau excepții, dar per total cam așa arăta situația. Mai mult, dacă erai o excepție, dacă cumva prin miracol reușeai să-ți depășești condiția socială în mod spectaculos, nimeni nu te admira pentru efortul depus. Ba chiar lumea își explica succesul tău prin aceleași idei de ereditate. Astăzi admirăm oamenii care se ridică deasupra condiției lor, pentru că avem ideea de meritocrație. Fără ea, n-ai ce să admiri. Dacă din țăran deveneai, de exemplu, mare războinic conducător, nimeni nu credea că ai talente militare sau că ești un om foarte ambițios. Nu inspirai pe nimeni și nimeni nu-și imagina că ar putea face același lucru. Ca să explice succesul tău, oamenii inventau pur și simplu o poveste care spunea că, de fapt, n-ai fost niciodată țăran, că ești fiul pierdut al unui rege, pus într-un coș, abandonat pe râu adoptat de o familie săracă, bla bla bla. Legendele cu copii de prințese și regine pierduți sau furați, iar mai apoi crescuți în casa unor oameni săraci, dar desigur cinstiți, pentru a fi regăsiți la maturitate, sunt răspândite în tot spațiul european și mediteranean. Copiii pierduți devin desigur maturi, care dau dovadă de toate calitățile înaltei lor origini ereditatea depășește în toate aceste povești ca importanță educația, justificând paradoxal rigiditatea sistemului feudal. Și dacă reușeai să-ți depășești condiția, nu prea erai cine știe ce exemplu pentru alții. Își imaginau că ești adoptat, că hâr, că măr, că orice poveste care să demonstreze că nu ți-ai depășit de fapt nimic. În situația în care viața ta e aranjată la naștere, educația nu poate conta foarte mult. Trebuie să crezi că te poți ridica prin propria muncă și abia apoi poți crede că merită să mergi la școală. Meritocrația a venit la noi pe cale franceză. Dacă mai țineți minte, faimoasa revoluție franceză avea un moto. Liberté, égalité, fraternité. Partea cu egalitate e mama a ceea ce astăzi numim meritocrație. Înveți ce ți place și ajungi cât de departe te duce capul. Cu ajutorul meritocrației am căpătat încredere în puterea talentului și a efortului. Credem că prin talent și efort susținut poți ajunge la orice carieră îți dorești. Se întâmplă doar că nu așa de descum ne-am dori. În continuare, categoriile sociale superioare au un avantaj mare. La nivel statistic, copiii părinților educați au șanse mult mai mari să ajungă la fel de educați, și copiii părinților analfabeți au șanse micuțe rău să ajungă la facultate. Cei din familiile bogate au un avantaj imens, chiar dacă teoretic toți elevii pornesc din același punct. Statutul social se reproduce de la o generație la alta, doar că treaba asta nu se petrece la fel de rigid ca nevo-mediu. Meritocrația nu e în niciun caz perfectă, dar are meritele ei, și fără ideea asta, societatea noastră ar fi de nerecunoscut. Cu această nouă apariție palpitantă a posibilității de ascensiune socială, școala începe să capete o formă foarte diferită de cea de dinainte. Ca să explic corect formarea școlii, ar trebui să țin cont de faptul că până în 1859 România nu exista, deci nu existau nici instituții identice peste tot prin țară. Într-un fel au făcut școala moldovenii. Altfel, Valahii și altfel, transilvanenii. Pentru un clip YouTube, să le iau pe fiecare în parte ar fi prea complicat. Așa că eu o să fac mai degrabă niște observații despre imaginea de ansamblu. Nu tot ce spun a fost valabil în toată țara, și de fiecare dată există mici excepții pe aici și pe acolo. Dacă să nu vă plictisesc, o să ard câteva etape și o să generalizez. Ce mă interesează pe mine este să explic rolul școlii românești și să explic de ce se înscrie lumea la școală. Adică să explic rolul școlii în viața fiecărui individ. Dacă doriți toată istoria în complexitatea ei, vă recomand să citiți cărțile. Meritocrația nu e suficientă. Sunt alte lucruri absolut necesare înainte să înființeze o școală, printre care și... Nu poți să ai școală dacă nu ai cărți. Mai mult, cărțile predate la școală au un scop anume. Ele nu sunt alese la întâmplare. Pe lângă diploma de inginer sau aitist, școala are și rolul de a strânge lumea în jurul unei povești, de a crea o comunitate românească cu valori asemănătoare. Rolul cărților în modelarea cetățenilor era limpede pentru toată lumea chiar și acum 200 de ani. Până în anii 1820 se răspândise ideea că tipăriturile ajută la formarea unei identități naționale. Adică, nu putem să credem cu toții în cauza românească dacă n-am citit cu toții același lucru în limba română. Dacă ceea ce citim ne convinge, atunci o idee se răspândește ușor și ajungem să credem cu toții în ea. Când un grup mare de oameni crede în același lucru, se cheamă că s-a format conștiința națională. Fără cărți, ziare și publicații în română, nu ai nici conștiință națională. Lipsește lipiciul care să unească un număr enorm de oameni aflați la mare distanță unul de celălalt. Cam la fel e și în zilele noastre. Dacă n-am avea presă, televiziune și internet, nu am ști niciodată mai nimic. Nu ne-am putea organiza și n-am avea niciun cuvânt de spus în fața conducerii. Exact așa era ideea și acum 200 de ani. Se doreau ziare, publicații și cărți care să răspândească idei. Gheorghe Asachi, editorul albinei românești în Moldova, 1829-1849, credea că gazeta sa e o metodă practică de cultivare a nației. În țara românească, Ion Helia de Rădulescu, cel care a scos curierul românesc, spunea că, fără cărți naționale, fără literatură națională, nu poate exista nici patrie, nici patriotism, nici naționalitate. La fel credea și Zaharia Carcalechi, editorul primului periodic în limba română din monarhia habsburgică. Toate neamurile cele luminate au aflat cum ca a scrie cărți și acelea de a le împărtăși oamenilor săi este cea mai încuvințată mijlocie de a lumina noroadele. Toate ar fi fost minunate dacă n-ar fi existat o problemă e greu să răspândești idei și opere cu ajutorul tiparului atunci când publicul țintă e analfabet. În 1899 se estimează că analfabetismul în mediul rural se ridica la procentul de 85%. În 1820 n-am găsit date, dar presupun că se apropia amențitor de 100%. Când vrei să vinzi un ziar, să răspândești idei și să creezi o națiune, faptul că oamenii nu știu să scrie și să citească e o problemă gravă. În 1843 Petrache Poenaru crease prima gazetă pentru țărani, pe nume Învățătorul Satului. Petrache calculase că în fiecare sat există 5-6 oameni care știu să citească și că aceștia ar putea fi interesați de gazetă, ar putea citi și altora. Din câte îmi dau eu seama, fratele Petrache ajunsese la cifra asta mai puțin prin calcule și mai mult prin patriotism și dorința de a ajuta. Cine să știe să scrie și să citească dacă pe vremea aia nici măcar preotul satului nu se descurca? În anii 1820, numeroși preoți erau hirotoniți, fără să aibă știință de carte și fără ca aceasta să fie necesară. Mai mulți domni și mitropoliți erau deranjați de lipsa de educație a preoților și au încercat să schimbe cumva situația. În țara românească îi obligau să învețe pe de rost Sfintele Taine. Domnitorul Carage a dat un decret prin care preoții trebuiau să urmeze cel puțin șase luni de școală înainte de hirotonisire. Atât. Preoții ajungeau prin clasa 1, semestru 1 și gata, își începeau cariera. Cu preoții analfabeti, relația preot-țăran suferea maxim și printre țărani umblau tot felul de glume. Preotul. Oameni buni, știți ce se află în această carte? Nu știm, părinte! Nici eu. Sau, preotul. Oameni buni, știți ce se află în această carte? Știm, părinte! În cazul ăsta, nu mai am ce să vă spun. În fine, educația la sate era aproape inexistentă. În același timp, în anii 1820, toți domnitorii și deținătorii de posturi ministeriale știau să scrie și să citească. Mulți boieri avuseseră parte de educație privată și chiar și nevestele lor doreau să învețe. Multe boieroaice erau pasionate de lectură, citeau și schimbau impresii, cumpărau cărți. În sine asta era ceva. O elită cultă se afla la putere de ceva mai multă vreme decât, să spunem, în Serbia învecinată, unde mulți dintre cei mai în vârstă instigatorii Revoluției din 1804 erau analfabeți, la fel cum era și conducătorul țării până în 1838, prințul Miloș Obrenovici. În orice caz, distinția între știutori și neștiutori de carte nu corespunde în niciun caz cu precizie cele între elită și mase înainte de jumătatea secolului al XIX-lea. În general, decizia de a te educa sau a-ți educa copiii depindea foarte mult de individ și nu trebuie să fie asociată în mod automat cu un rang social înalt. Cam așa se prezenta educația prin 1820. Dacă ai înțeles de ce fără școală nu pup țară, înțelegi și că școala devenise o prioritate. Limba română era încă un mister. Diferențele dintre limba vorbită de un valah și un moldovean erau mari în comparație cu cele de astăzi și nu exista o limbă română literară. Andreas Wolf din Sibiu a încercat să întocmească o listă cu cuvinte care diferă în valacă și moldovenească. Munca înainta greu și nu prea dădea roade. Unul a râs de el spunându-i că în valacă ouăle sunt numite poame de cur. Mai mult nu aveam reguli ortografice, ortoepice și de punctuație. Nu aveam cărți și nu prea aveai ce face cu româna la școală cei drept, înainte de 1800 au existat câteva școli cu predare în limba română, dar sunt cazuri izolate și nu se bucurau de prestigiu. În 1803, la mănăstirea Socola, din afara Iașului, s-a înființat și prima școală superioară în limba română din provincie. Chiar și așa, dacă învățai româna, nu prea aveai cine știe ce oportunități de carieră. În activitățile comerciale cu Transilvania sau cu Balcanii, se folosea limba greacă, germana sau italiana și dacă doreai să te angajezi în administrație, greaca era limbă obligatorie. Printre elite, limba turcă era destul de răspândită și mai nou se vorbea și rusa. În condițiile astea, dacă doreai să avansezi și să intri în cercurile înalte ale societății, era important să cunoști mai multe limbi străine. Părinții care doreau să-și educe copiii se așteptau la lecții de greacă și nu la predare în limba română. Și nimeni nu avea pretenția creării unei școli românești. Nimeni nu se gândea că ar trebui să studieze limba și cultura locală, pentru că nu avea niciun sens. Când în sfârșit fanarioții au introdus limba română în educația superioară la București și Iași, N-au făcut-o din spirit patriotic sau pentru a sprijini cultura locală. Ei aveau nevoie de topografi bine pregătiți care să ofere opinii avizate în disputele privind achiziția de terenuri agricole. Boierii doreau să cumpere cât mai mult teren de la țăranii liberi. Afacerile astea, măsurarea terenului, întocmirea actelor și tot restul, nu se puteau face în greacă, pentru că țăranii nu știau limba. În carte sunt descriși și primii pași spre o limbă literară, adică una cu reguli bine stabilite. Eu o să vă spun totul în câteva propoziții. Pe vremea lui Constantin Mavrocordat au fost tipărite mai multe cărți bisericești în limba română. Când au dorit și moldovenii să tipărească așa ceva, au luat celelalte cărți drept model. Așa era cel mai simplu și tot așa au început să apară și primele norme. Primii pași au fost făcuți prin 1750. Începeam să ne descurcăm cât de cât în scris, dar nu aveam literatură. Alt lucru absolut necesar pentru o identitate românească. În 1828, Heliade a publicat o gramatică și, în prefață, insista asupra unei ideologii a literelor. Spunea că, prin litere, se naște literatura. Tot el scria că, dar ca să se desăvârșească limba și mai bine, ca să se hotărască odată cum rămâne termenii cei noi, aceasta nu se va putea până când nu se va întocmi o academie de câțiva bărbați a căror treabă să fie numai literatura românească, care cu vreme vor pune în regulă și vor desăvârși limba prin facerea unui dicționer. Cum se creează limba română literară și cum apare literatura română? De ce studiem unele opere și altele nu? E cu totul alt subiect. Tot ce ne interesează pe noi pentru clipul despre școală este să înțelegem ambiția impresionantă a oamenilor de pe vremea aia. Nici gramatica, nici dicționarul și nici literatura națională nu sunt treburi ușoare. Tocmai de-aia e așa de impresionant ce au reușit să facă oamenii ăștia. Școala era împărțită în mai multe etape, așa că o luăm și noi sistematic cu Pentru clasele primare, iar avem o încrengătură de exemple din trei teritorii și cel puțin patru perioade. Așa că eu o să vă spun câteva povești care să vă ajute să vă faceți o idee despre cum arăta școala fără să intru adânc în detalii. O școală primară din Transilvania consta într-o sală mare împărțită în două. De o parte găseai 12 bănci pentru clasa întâi, Elevii erau așezați în bănci în funcție de abilitățile lor. Cei mai slabi stăteau în față, unde puteau asculta cu atenție, cei mai buni în spate. În ultimele bănci se aflau monitorii, adică elevii cei mai buni dintre cei mai buni, care de obicei rămâneau o oră în plus pentru o educație suplimentară. În clasa 1, elevii învățau abecedarul, Clasa a doua se afla în partea cealaltă a sălii. Acolo găseai mese metalice așezate în semicerc. În mijlocul meselor se afla din nou monitorul. La început, elevii erau învățați să scrie folosind o cutie de nisip și un băț. Apoi treceau la cretă pe tablă neagră și la final exersau cu pana pe hârtie. Ca să ajute elevii, fratele Petrache Poenaru, pe care l-am pomenit deja, a inventat stiloul și a primit patent pentru el în 1827. Stiloul ne interesează mai puțin, dar ar fi fost păcat să nu-l menționez. Și în țara românească și în Moldova începeau să apară școli cu predare în limba română. Ele erau în concurență cu alte școli cu predare în limba franceză, limbă pe care domnitorul o susținea ca alternativă la română. Domnitorii de pe vremea aia nu erau cretini și pricepuseră de ce o școală românească poate duce la trezirea unei conștiințe naționale, care i-ar putea îndepărta pe ei de la putere. Inițial, școala noastră a primit o serie de șuturi, dar până la urmă, cu sau fără dorința domnitorilor, a început să existe. Când au venit la putere Barbu Știrbei și Grigore Alexandru Ghica, mentalitatea s-a schimbat și școala românească a obținut sprijin domnesc și a luat avânt. Moldovenii au fost primii. La 1 ianuarie 1851, Ghica a emis un decret prin care învățământul se extindea până la sate. Unele școli de sat au funcționat, altele nu. Manuale, după care să se predea, nu existau. Ele au început să apară prin 1868. Chiar și așa, școala ajunsese la sate. În țara românească, știrbe a dispus deschiderea a 2000 de școli rurale abia în 1857. Din 2000 cerute, au fost deschise doar 437. Din 437, numai o parte erau funcționale. Învățătorii erau angajați dacă puteau demonstra că știu să scrie, să citească și să facă operațiuni matematice de bază. Școlile sătești au întâmpinat tot felul de probleme. Mai mult de jumătate dintre elevi nu promovau, mulți abandonau, dar în final, important e că existau și începuseră să se înmulțească. În 1865 existau 30 de licee, multe dintre ele înființate prin decret de stat. La liceu, cerințele pentru profesori erau mai clare și în spiritul patriotic, meseria de profesor de liceu era considerată o onoare. De exemplu, în Dorohoi, la liceu, predau medicul orașului, topograful județului, doi magistrați locali, doi avocați, un preot și un diacon. În alte cuvinte, oficialitățile orașului erau în același timp și profesori. Onoarea percepută de unii era uitată complet de alții. În Târgoviște, în 1878, directorul liceului a fugit cu salariile. Rețeaua învățământului s-a dezvoltat în timp, devenind o bază solidă pentru educarea elitei autohtone. Încă o chestie. Și fetele mergeau la școală. Ba chiar aproximativ 20% dintre elevi erau fete, un procent foarte mare pentru vremurile respective. Primele școli românești erau în concurență directă cu mai vechile seminarii teologice. Dar, în scurt timp, seminariile au început să piardă masiv elevi și școlile au înflorit. Importanța extraordinară a educării populației crease și niște mituri. Profesorii erau percepuți ca având o misiune sacră în ceea ce privește națiunea. Sturza spunea că profesorii ar trebui să se raporteze la școală ca și cum ar fi o biserică. Mihail Cogălniceanu credea că profesorii ar trebui să facă din chemarea lor o misiune apostolică. Încetul cu încetul, noile elite educate în felul ăsta au început să înlocuiască vechile elite, adică oamenii bisericii. A fost scandal. Biserica nu s-a lăsat cu una cu două și până la urmă s-a făcut un fel de compromis. Tot ce învățăm la școală despre Dacia literară, curentele literare și operele scrise atunci reprezintă o mică parte din ce s-a scris și discutat. Mihail Cogălnicianu, Titu Maiorescu, Constantin Dobrogeanu Gherea și mulți alții poartă discuția aprinse despre cum ar trebui să fie literatura noastră. Eroii să fie țărani sau nobili, creștini sau nu, s-au purtat incredibil de multe discuții despre ce înseamnă să fii român și cum trebuie spusă povestea asta, care sunt simbolurile necesare națiunii și cum să fie reprezentată comunitatea. Operele scrise atunci și prezente în manualele de astăzi respectă spiritul vremii și nu e o coincidență faptul că se studiază și astăzi. Să luăm de exemplu un fragment din poezia Pașa Hasan, scrisă în 1885 de George Coșbuc, tot ce trebuie să știe că în poezie e vorba de sfârșitul bătăliei de la Călugăreni și că Mihai Viteazu îl urmărește pe Pașa Hasan. Dar iată-l, e vodă, gheurul Mihai, aleargă în vală nebună. În e singur pe cât i adună, cu treieră câmpul tăind de pe cai. El vine spre pașă, e groază și vai că vine furtună. Stai, pașă, o vorbă de aproape să-ți spun, că nu te-am găsit nicăieri. Dar pașa și pierduse și capul și firea. Cu frâul pe coamă el fuge nebun, că în gheară de fiară și în gură de tun mai dulce îi piirea. Sălbaticul vodă e în zale și în fier și zalele îi zuruie crunte. Gigantică poartă cu polă pe frunte și vorba e tunet, răsufletul ger, iar barba din stânga i ajunge la cer și vodă un munte. Stai pașă să piară azi unul din noi, doar pașa mai tare zorește. Cu scările în coapse fugarul își lovește și gâtul îl bate cu pumnii amândoi. Cu ochii de sânge, cu barba vâlvoi, el zboară și oimește. Turbanul îi cade și îl lasă căzut. Își rupe cu mâna veșmântul, că în largile ei haine se împiedică vântul și lui este pare că în loc e ținut, alergă de groaza pieirii bătut, mănâncă pământul. Am ales poezia asta pentru că e o dovadă de măiestrie a limbii și de folosire impecabilă a aliterației. Aproape că auzi tropotul cailor. Ești fix în mijlocul luptei. Ca ritm și viteză, e aproape hip-hop, doar că varianta super erudită, un fel de hip-hop, muzică clasică. Ce e important de înțeles e că, pe lângă faptul că George Coșbuc e tătic în ale limbii, poezia promovează și un spirit național tipic pentru secolul XIX. Evident că nu așa s-au întâmplat lucrurile. Bineînțeles că alegerea unei bătălii câștigate de români nu e întâmplătoare. La fel de clar e și că Pașa Hasan nu și-a rupt hainele de teamă că îl încetinește vântul. La fel și în scrisoarea a treia. Evident că armata română nu se făcuse una cu codru. Așa se întâmplă în basme, nu în lupte reale. La vremea respectivă era mare nevoie de simboluri care să inspire lumea să lupte, pentru cauza națională. Aceleași principii au fost preluate, modificat și de următoarea generație de autori. De exemplu, Baltagul de Mihail Sadoveanu e scris ca și cum ar continua Balada Miorița și în toate cărțile de comentarii apare ideea că Vitoria Lipan e prototipul de munteancă. Ce înseamnă asta? Că toate româncele care trăiesc de la cota 1000 în sus sunt puternice, cu o inteligență nativă, un simț al dreptății și o ambiție de fier? Evident că nu. Dar nici complet fals nu e. Viața la munte e mai grea, oamenii de acolo sunt mai obișnuiți cu greutățile. Sadoveanu ia câteva lucruri reale și le transformă în prototip. Între timp, ideile astea s-au dezvoltat, s-au maturizat și operele de atunci rămân capodopere literare, dar nu mai pot trezi aceleași sentimente în oameni. Le admir pentru limba folosită și construcția impecabilă, dar nu mai au aceeași putere de convingere. Astăzi, identitatea românească se leagă mai puțin de fapte eroice mitologizate și mai mult de experiența noastră comună și limba noastră. Suntem români pentru că vorbim aceeași limbă și am trecut prin aceleași lucruri. Adică pe vremuri aveai nevoie de eroi legendari și astăzi ai nevoie de povești despre experiențele care ne definesc comunitatea. De exemplu, Ioana Pârbulescu scrie despre copilăria românească în romanul Inocenții. Dan Lungu scrie despre urmele comunismului în Sunt o babă comunistă. Simona Antonescu tratează subiecte istorice, dar nu o face din dorința de a crea mituri, ci din nevoia de a spune povești autentice, chiar dacă și ele sunt un pic romanțate. Citiți Hanul lui Manuc sau Ultima Crociadă. Dacă ai nevoia să-ți pui sentimentele în ordine și să le regăsești în alții, un roman românesc modern e pură alifie. Vă spun toate astea pentru că, cel puțin în cazul meu, literatura școlară n-a reușit să mă facă să simt că fac parte din marea comunitate românească. Nu cred că e coșbuc de vină. Pur și simplu eu trăiesc alte vremuri și am nevoie de alte povești. Nici comentariile literare învățate pentru Bac nu m-au luminat prea tare. Nu simțeam că găsesc acolo răspunsuri la întrebările mele. E problematic pentru că după cum am tot spus în clipul ăsta, un scop important al școlii este să strângă lumea în jurul unor povești comune și să creeze identitatea națională. Dacă vă simțiți puțin pierduți și doriți să citiți ceva mai aproape de sufletul vostru, aflați că există nenumărate cărți românești contemporane în care vă va fi mult mai ușor să vă regăsiți. În fine, îmi cer scuze pentru paranteza asta cam lungă. Să revenim la apariția școlilor. Am spus că școala modernă nu poate exista fără ideile meritocrației și că ele au ajuns la noi pe cale franceză. Adică le-am copiat. Nu e singurul lucru pe care l-am copiat. De fapt, în secolul 19, noile idei venite din Occident au răsturnat complet situația existentă pe teritoriul țării noastre. Școala a fost organizată tot pe modele occidentale. Adică s-a inspirat din, a imitat, a copiat anumite idei străine. În România, cea mai faimoasă dezbatere pe teme educaționale ne vine de la Titu Maiorescu. E vorba de faimoasele forme fără fond. Maiorescu se întreabă cum ar trebui organizată educația și zice așa. Forma fără fond nu numai că nu aduce niciun folos, dar este de dreptul stricăcioasă, fiindcă nimicește un mijloc puternic de cultură. Și prin urmare vom zice, e mai bine să nu facem o școală deloc decât să facem o școală rea. Mai bine să nu facem o pinacotecă deloc, decât să o facem lipsită de arta frumoasă. Mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, membrii onorarii și neonorații unei asociațiuni, decât să le facem fără ca spiritul propriu de asociare să se fi manifestat cu siguranță în persoanele ce o compun. Foarte pe scurt, omul spunea că școala românească ar trebui să se nască din spiritul românesc, să se muleze pe dorințele și aspirațiile românești și să nu fie o imitație oarecare, fără rost și fără suflet. Doar că între timp a devenit clar că am copiat modele și e la fel de clar că decizia asta a fost una bună. Să explic. Cola <fie> noastră e o copie, un model, o imitație a unui anumit sistem educațional. Există școli pe model Humboldian, Napoleonian, Baumanian și tot așa. Și școala noastră are un model, de fapt, o combinație de mai multe modele. Întrebarea e de ce am imitat un model? De ce n-am făcut noi unul original? Aici intră în schemă teoriile despre imitație, prezentate de Robert Rice, profesor de științe politice la Universitatea de Vest din Timișoara, în cartea sa despre fertilitatea erorilor, imitație și inovație în învățământul superior. Uite ce am înțeles eu. Totul începe cu un om care copiază alt om. Când mulți oameni imită, mai mulți oameni la final ne este o societate. Adică o masă mare de oameni care are un set oarecare de obiceiuri și valori. Ca să le capete, oamenii se imită unul pe celălalt. Copiem instinctiv tot. Gesturi, limbă, saluturi, tradiții, haine, stiluri muzicale, stiluri arhitecturale, tot. Nu mă refer la români, mă refer la toată lumea. Toată lumea copiază. Imitația e un reflex natural prin care învățăm și ne integrăm. Cei care se imită unul pe altul creează o comunitate unită, cu gusturi și expresii previzibile. O comunitate ușor de înțeles pentru cei care fac deja parte din ea. De exemplu, toate mediile culturale sunt o imitație, o copie. În liceu eu eram un mic rocker și ca orice alt rebel închipuit, îmi purtam tricoul cu nirvana ca să mă vadă lumea de departe și să știe ce sunt. Adică imitam alți rockeri pentru că ăsta era mediul meu cultural. Fiecare dintre noi aparține unei comunități de unde am promutat reflexe sociale și idei pe care le imită. Există comunitatea gamerilor, a hipsterilor, a corporatiștilor, a taximetriștilor, a taxidermiștilor și tot așa toate cu propriile idei și cu tume copiate de fiecare membru în parte. Nu tuturor hipsterilor le vine ideea să meargă pe biciclete cu o singură viteză. Văd cum au făcut alții și imită. În familie, copilul copiază părinții, adică tot prin imitație învață. Învață să vorbească imitând părinții. Învață ce e rău și ce e bine imitând ce vede în familie. Învață gusturi, Învață obiceiuri alimentare. La un loc, toate lucrurile învățate prin imitație în familie sunt un set de unelte pentru societatea din care facem parte. Învățăm de mici, prin imitație, tot ce ne trebuie ca să ieșim în lumea largă. În afara familiei și mediului cultural, există societatea mai mare, unde învățăm prin imitație că mergem pe partea dreapta trotuarului, că ne salutăm într-un fel, că ciocănim înainte să intrăm și că lăsăm capacul jos după ce am terminat de făcut pipi. Cel puțin așa îmi spune nevastă mea. Și noi, și indienii, și japonezii avem reguli sociale învățate prin imitație care ne ajută să comunicăm mai bine unul cu celălalt. Mai mult, așa cum explică Rice, societatea, apărută prin dezvoltarea și generalizarea imitației, progresează prin momente faste de imaginație care la rândul lor sunt imitate apoi de către alți oameni. Adică, unul dintre noi vine cu o idee, inovează într-un fel, și apoi vin ceilalți din spate, îl imită și de multe ori îl îmbunătățesc, perfecționează ideea primului. Așa, prin imitație și îmbunătățiri, se schimbă încetul cu încetul toată societatea. Și țara, tot o societate e. Și la nivel național, lucrurile se fac tot prin imitație și au același scop. Țara noastră e o copie a unui model anume de țară. Copie care are avantajul că celelalte țări o pot înțelege ușor. Așa cum oamenii se imită unul pe altul, țările se imită unele pe altele. Toate țările au o monedă națională pe post de bani. Toate și-au ales o melodioară specială pe nume imn național. Toate au o echipă națională de fotbal, o bancă națională, un guvern și un buget național. Toate țările și-au ales o imagine din câteva culori și eventual un simbol care să le țină loc de steag. Ori ne-a venit tuturor ideea să ridicăm pe stâlp bucățele de pânză colorată, ori am copiat-o unul de la altul. Evident că am copiat-o. Dar stai, e mai mult de atât. Copiem și ideea trăgătoare în care să credem. Mituri care să stea la fundația societății noastre. Mituri fondatoare, precum mitul dreptății și al progresului, al meritocrației, al democrației și tot așa. Valorile astea sunt abstracte. Există pentru că alegem noi să credem în ele. Dacă te trezești deodată în pădure, înconjurat de natură nu o să dai nicăieri peste democrație. Așa cum un rocker îmbracă costumul de rocker și preia ideile grupului, așa și o țară îmbracă costumul de țară, ca să nu fie bărfită de celelalte țări. Evident, nu e o copie exactă. Ce ne interesează pe noi e faptul că omenirea, de la cel mai proaspăt născut bebeluș, la dita mai statele naționale, copiază și adaptează totul. De la gesturi, obiceiuri și tradiții, la idei politice și naționale. În carte astea sunt numite scripturi globale și printre ele se află și ideea de expansiune educațională. La fel ca în cazul imnului și steagului, fiecare țară a copiat și adaptat ideea de educație. De aia, oriunde mergi, dai de școli organizate în învățământ primar, secundar și superior. Nu e o coincidență, e intenționat. De ce? Păi cu cât se imită mai bine unul pe altul, cu atât se înțeleg mai ușor și colaborează mai eficient. Globalizarea este strâns legată de dezvoltarea economică și amândouă sunt influențate de expansiunea educațională. Un cercetător din Africa de Sud publică o lucrare și imediat un cercetător român preia ideile și le dezvoltă în propria lucrare. Asta pentru că există un standard global respectat de toți cercetătorii. Ca să ajungem în punctul în care o diplomă e acceptată în mai multe state și în care educația e accesibilă multora, a trebuit mai întâi să cadă aproape tot globul de acord asupra ideii de școală și educație. Dacă vrei cu adevărat să înțelegi principiile care stau la baza școlii românești, trebuie să înțelegi care sunt modelele pe care le-am imitat și adaptat. Cel mai important model adoptat de școala românească e următorul. Primul lucru pe care ar trebui să-l subliniem e că nu există un model occidental de educație. Există mai multe modele, toate aflate în flux continuu. Noi am imitat câteva și le-am adaptat la condițiile naționale. Toate ideile de la începutul clipului și până acum erau pe vremea aia idei noi. Lumea începea să simtă că face parte dintr-o țară și că asta însemna mai mult decât pur și simplu sub care rege ești. Se dorea crearea unei meritocrații, pe principiu sunt om independent, lasă-mă să fac ce vreau și nu mă judeca după condiția socială. Toate astea s-au amestecat frumos și au dat modelele educaționale care sunt folosite și astăzi. Mai mulți gânditori, printre care și Kant, scriu și propun variante. Se poartă același tip de dezbateri care au avut loc și în țara noastră. Se caută modele de organizare a școlii. Dintre toate, esențial a fost contribuția lui Wilhelm von Humboldt. Omul ăsta a trăit în Prusia și, în 1808, a fost numit conducător al Departamentului pentru Cultură și Educație. Între timp, Humboldt a crăpat, Prusia nu mai există, dar modelul humboldtian de organizare a învățământului a rămas și ne influențează în continuare. Propunerea fratelui Humboldt are doar 13 pagini și se numește Denkschrift über die Austere und Innere Organisation der Höheren Wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. Știu la ce vă gândiți. Normal că a schimbat lumea. Cum să nu schimb lumea cu un titlu așa de sexy? În textul său, Humboldt vine cu niște idei cu totul și cu totul noi și originale. Spune că scopul științelor trebuie să fie dezvoltarea culturii morale a națiunii. Dorește să lege educația de știință. Spune că știința e universală. Nu e treaba statului să se amestece în ea. Dacă știința a demonstrat ceva, nu e datoria statului să spună dacă e sau nu adevărat. Statul trebuie să ofere libertate totală universităților și singura lui implicare trebuie să fie în organizarea și în oferirea mijloacelor necesare educației. Omul dorea să lege educația de știință, dar avea o problemă. Educația, așa cum era atunci, era o chestie definitiv rezolvată. Învățai ceva și aia era. Acum avea educație. Ce învățai era considerat adevărul suprem. Ai învățat de ție adevărul. Nu e nimic altceva de spus. De partea cealaltă, știința era deschisă. Învățai ceva și acceptai că informația se poate schimba dacă descoperă alții altceva. Humboldt insistă că știința are un loc important în universități. Mai mult spune că universitatea ar trebui să fie un loc al cercetării. Nu numai că predai, dar și cauți, inventezi, studiezi și transformi. Toate astea ar trebui acceptate. El leagă școala de noua idee de stat și spune că educația are un rol important de jucat în interiorul țării. Uite cum zice: Există, cu certitudine, anumite cunoștințe care trebuie să fie generale și, mai mult de atât, o anume educare a atitudinii și a caracterului, ce nu trebuie să lipsească nimănui. Fiecare este doar atunci un bun meseriaș, comerciant, soldat sau om de afaceri, dacă, independent de profesia individuală, este un om și un cetățean bun, cinstit. După starea lui luminat. Dacă educația școlară îi oferă ce e necesar pentru aceasta, îi va fi mai ușor ca apoi să-și acumuleze abilitățile specifice meseriei lui și va păstra pentru totdeauna libertatea ca, așa cum se întâmplă adesea în viață, să treacă de la o profesie la alta. Iată cum se naște școala modernă. Humboldt face diferența între un set de cunoștințe generale și cunoștințele necesare profesiei. Spune că un om trebuie educat într-un spirit care să lumineze și separă în mod fundamental educația academică de cea profesională. Una e să înveți pentru un job și alta e să înveți pentru propria ta luminare. Adică motivul pentru care am învățat la școală tot felul de lucruri pe care le consideram nefolositoare e pentru că acum vreo două secole Humboldt era posedat de ideea că omul are o datorie față de el să înțeleagă cât mai mult din lumea în care trăiește. În noua idee de țară, aia cu drapel, imn și instituții, omul nu e la dispoziția unui tiran. E liber să aleagă, așa că e datoria lui să învețe cum să facă toate alegerile astea. Ideile modelului Humboldtian de școală sunt fundamentale pentru însă și ideea de cetățenie. Modelează învățământul în funcție de cetățean. Cetățeanul merge la școală ca să-și înțeleagă singur rolul. Dacă fiul fierarului nu vrea să devină fierar, rostul educației este să-i dea câte puțin din toate, să-i arate opțiunile ca apoi să poată să aleagă, și mai târziu să-l ajute să-și desăvârșească alegerea. Modelul humboldian, prezent și la noi în țară, unește științele și căutarea adevărului cu responsabilitatea publică. El ia universitatea și o pune în scopul națiunii. Modelul ăsta s-a răspândit prin Europa și apoi prin toată lumea. Evident, nu e o rețetă, e un set de idei care sunt preluate și adaptate la nevoile și cultura locală. În carte sunt prezentate trei exemple de adaptare, în România, America și Japonia. Pentru exemplu american și japonez va trebui să citiți cartea. Eu o să vi-l spun pe cel românesc. Originea învățământului universitar din principatele române e legată de academiile princiare de la Iași sau București, care erau la vremea respectivă foarte diferite de modelele universitare. Aveam și noi nevoie de un text de genul celui scris de Humboldt și în 1850 l-am primit. Se numește așezământul pentru reorganizarea învățăturilor publice și o referință pentru o serie de reforme educaționale care aveau să-i urmeze. Aici scrie că educația trebuie să aibă și o componentă universitară, numită în text învățăturile înalte. La început, noi n-am numit-o universitate, i-am spus academie. De ce? Pentru că se pupa mai bine cu vechile academii domnești și pentru că, spre deosebire de universitate, academia e un cuvânt grecesc care nu miroase așa de tare a catolicism. Era bine să nu pară că împrumutăm idei de la catolici. Academia noastră amesteca ideile medievale cu cele humboldiene. Avea structura clasică de patru facultăți, filozofică, juridică, teologică și medicală, dar structura asta era îmbibată în noul model. Facultatea filozofică avea o secție suplimentară dedicată științelor, unde se studia matematica și fizica. Învățai fizică și matematică timp de 3 ani și la final primeai diplomă de doctor în inginerie civilă. Denumirea de inginerie civilă nu e nici medievală, nici pe model humboldian se trage din alt model de educație pe nume modelul napoleonian. Adică primele universități de la noi din țară erau numite academii și combinau caracteristici medievale, humboldiene și napoleoniene. În 1860, adică pe vremea lui Cuza, Hop și Universitatea Eșeană, care se trage mai clar din modelul humboldian, chiar dacă rămân și câteva bucățele napoleoniene. Școala noastră a fost organizată de statul național. Într-un fel, România a zis că vrea școală, așa că accentul s-a pus pe educarea potrivită a cetățeanului. Nu așa s-a întâmplat peste tot. În America, sectorul privat a organizat universitatea și din cauza asta accentul a fost pus mai mult pe științe și mai puțin pe educarea generală a cetățeanului. În Japonia a existat o combinație între cele două. Humboldt nu e singurul care a scris despre educație și nici singurul care a dat un model în țara noastră. Modelul napoleonian, de exemplu, e un alt model important, organizat pe structură militară și care a fost adus la noi în țară, mai ales de către Gheorghe Lazar. Școala tehnică superioară de la București avea o organizare strictă, aproape ca zonă, se punea accentul pe caracterul practic al educației și de aici au ieșit mulți ingineri ai vremii. Lazar preda matematica cu accent pe trigonometrie și topografie și e considerat un important creator al limbajului matematic românesc. Universitatea Politehnică din București E considerată o urmașă a școlii întemeiate de Gheorghe Lazar. Și așa s-au pus bazele școlii românești. Mă rog, aici aveți varianta ultra simplificată. Există și alte modele ale vremii, cum ar fi cel Baumanian. Fiecare model are mult mai multe caracteristici, dar eu am încercat să explic cum apare nevoia de școală odată cu meritocrația, cum se organizează în funcție de apariția statului modern și a naționalismului și de unde se trag ideile principale ale școlii românești. Între timp s-au întâmplat multe alte schimbări, niciuna la fel de mare și de importantă ca cea de atunci. Dar, luate la un loc, schimbările din secolul XIX încoace sunt semnificative. Astea sunt, foarte pe scurt, bazele educației la noi în țară. Școala e în continuă schimbare și în continuare se poartă dezbaterea prinse. E normal să fie așa. Cei care doresc să schimbe sistemul trebuie mai întâi să înțeleagă de ce arată așa și care au fost motivele. Pentru clipul de astăzi am măritat informațiile din două cărți. Robert Rice despre fertilitatea erorilor, imitație și inovație în învățământul superior. este scrisă academic, greu de citit și dacă nu sunteți cu adevărat preocupați de educație, nu cred că merită să o cumpărați. Și doi, Alex Dreis Francis, geneza culturii române moderne, scrisă tot academic, dar mult mai ușor de parcurs. E interesantă și merită citită, dar nu e o lectură ușoară. În loc să vă recomand cărțile astea, în descriere am pus două romane românești moderne care mi-au plăcut și care, după părerea mea, merită citite. Cam atât pentru astăzi. Materialul a fost realizat cu ajutorul fraților de pe Patreon, fără de care nu am putea aborda subiecte așa de complicate. Ajută și tu canalul intrând pe patreon.com zaiafet sau căutând linkul din descriere. Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul și să dai clipul ăsta mai departe pe Facebook. Să se audă Zaiafet peste tot pe internet, cu like-ul și, și o subscribe. Și acum trage cu pânze de pe aia.